Comisarii din cadrul OPC au efectuat mai multe controle la agenții economici din județ care comercializează produse ecologice. Oamenii legii au urmărit și verificat respectarea prevederilor legale în domeniul ecologic, modul de comercializare și etichetarea produselor alimentare ecologice și a celor din panificație. În februarie s-au desfășurat 320 de acțiuni de control, aplicându-se 127 de amenzi, valoare de 172.850 lei. O bună parte din aceste acțiuni de control au vizat tematici de control la nivel național, transmise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, din care amintim câteva: respectarea prevederilor legale privind modul de comercializare și etichetarea produselor ecologice bio, efectuându-se 13 acțiuni de control cu 4 amenzi în valoare de 11.000 de lei. Ca principale deficiențe, lipsă de etichetă tradusă în limba română, listă incompletă a ingredientelor sau lipsa producătorului sau importatorului, care este obligatoriu să scrie pe ambalaj în caz de probleme să știe cine va fi tras la răspundere asupra produsului. O altă tematică de control privind respectarea prevederilor legale la comercializarea pâinii este o tematică care, în desfășurare lunară, începând din luna septembrie, de când au fost anumite modificări privind legislația în domeniul producerii și comercializării pâinii, aici s-au efectuat 25 de acțiuni de control, aplicându-se 5 amenzi, toate în situațiile în care pe prețul de vânzare a pâinii nu s-a găsit trecut prețul la kilogram. Deci vânzătorul este obligat pe eticheta de vânzare a pâinii să aibă scris producătorul, gramajul pâinii, preț pe bucată și prețul pe kilogram calculat la prețul de furnizare, nu la cel cu adaus cu care el îl comercializează.